Bună seara tuturor, sunt Tarotel la cu o nouă etalare pentru cei care vor să mă asculte, evident. Ia ascultați, voi recunoașteți melodia asta? Vom vorbi despre ce simt anumite persoane despre voi în această perioadă. Ce simt ei, ele, oricare ar fi. Ia ascultați, aude? Eu zic că e destul de e la maxim, oricum, dar melodia asta nu e prea tare pe niciun link pe YouTube. Aveți de ales între 1, 2, 3 și 4. N-am mai făcut de mult 4 variante. Ia ziceți. Cine cântă? Massive Attack, Angel. Melodie de 5 minute. You are my angel. Violet, alb, roșu, roz. Se vede. Perfectul ametist. Superbul preferat. She's on a dark side. Much loves every man inside. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Da, asta este melodia cu care încep. Ia să vedem, punem alta totuși între timp. Așa, mai încetișor. Gata, acum mergem pe eliberarea de blocajele negative. Okidoki, v-ați ales, da? Sper că v-ați gândit bine. Puteți să alegeți o... unul maxim două la o persoană, dar eu vă zic totuși că ar fi mai bine fiecare număr să reprezinte o persoană. N-am mai făcut de mult patru variante. Am simțit nevoia să fac un pic altfel. A little different. Amethyst forever, perfect. Da, am asortat cu acesta. Setul acesta de cărți. A apărut ceva în plus, ia să ne uităm. Ce văzut? Ce? Roata, the wheel, a fortune. Roata, rotten rockery. Roata. Ce zice? E o schimbare de viteză, de direcție, de situație. Radicală, poate să fie 180 de grade. O schimbare de direcție. Dar roata norocului aduce și... darmă, după karmă sau karmă, dacă lucrurile au fost nasoale. Dacă cineva n-a fost corect, aduce și karmă. În fine, la capătul setului de cărți, judecata. Și valetul de spade. De obicei, valetul de spade se gândește, studiază, urmărește. Și când vorbesc de urmărit, poate să urmărească și etalat de tarot. Că dacă n-are altă variantă, n-are adresa, n-are numărul de telefon, n-are, eu știu ce... vreun detectiv la dispoziție, poate să urmărească și etalat de tarot. Dar... ce simte? Da, simte... aș spune că simte nevoia de renaștere, de schimbare. De schimbare și de renaștere în această situație, în această relație. Dar, repet, că e renaștere și că e schimbare, ambele sugerează altceva decât a fost până acum. Altceva. Adică să nu mai funcționeze relația cum a fost până acum. Dacă a fost în triunghiuri amoroase, nu se mai vor triunghiuri, se vrea doar exclusivitate. Dacă a fost tăcere, se vrea dialog, am văzut valetul de spate. Dacă au fost conflicte, se vrea pace și tot așa. Hai să vedem ce simte pentru voi în această perioadă. O dată. Iac. Trei de cupe. Bucurie.
pasiune. Chiar foarte mare bucurie și iau-te cu soarele, un anume tip de speranță. Da, că, doamnelor, dacă sunteți independente, probabil că așteptați să vină să vă cucerească. Ar fi frumos să vă cucerească, pentru că meritați. Domnilor, poate că voi vreți să le cuceriți. Nu știu, eu, doamnă independentă, e un domn curajos și care vrea să manifeste comunicare de la suflet la suflet, bucurie, întâlnire cu sufletul pereche. Ia uite, steaua este speranță. Și în primul rând vă vindecați. Sper că ați mai vindecat o parte din traumele pe care vi le-ați sensibilizat prin întâlnirea dintre voi. Care traume să n-aibă nicio legătură unul cu celălalt. Pot să fie traume din trecut, dar în prezența uneia și celălalt să vă sensibilizați niște puncte. Odată. Yo-ho-ho! 5 de cupe! Deci dacă sunt lacrimi, am zis schimbare de situație. Tot 5 și de 5 ori, nu, de 2 ori 5 înseamnă 10. Deci 5 înseamnă regrete. Nu știu cât o fi doliu, dar sunt regrete, sunt lacrimi, e dor imens. Și încă un 5, 10, 5 cu 5, 10. Dar acum se vrea eliberarea de aceste regrete. Ia uite. Să alegeți dragostea. Și mă apură mai, că nu mă lasă, ia uite. Se dorește un anume tip de împăcare. Iar, 2 de bâte. Planuri de împăcare, de viitor, de reîntâlnire, pentru că v-ați simțit foarte bine împreună. Chiar v-ați simțit foarte bine. Mai de mă lași. Ha, o dată. De 2 ori. De 3 ori. A fost o ocazie pierdută, posibilitatea de a începe o poveste de dragoste sau ceva, prietenie, și nu s-a început din cauza unor alte situații unii. Vai, 10 de cupe, ce simte? 7 de cupe! Termine. Regina de monede. Hai 4 să fac. 6 de spade. 6 de spade merge, ia, către, da, lasă în urmă abandonul și merge către soare, către trezire, către bucurie, către împăcare. Dar ce simte pentru voi 10 de cupe? Că deși aveți opțiuni și unul și celălalt, 7 de cupe, dintre toate opțiunile voi sunteți 10 pe locul întâi. Nu e asta să fie întâi, dar sunteți the top of the top. 10 de cupe. Posibil unii visează să vă găsiți stabilitatea în această euforie, în această relație foarte frumoasă. Relație, nu știu cât este de relație, dar ei speră, ei visează. Că ați putea să vă găsiți stabilitatea, că ar putea să fie piatra de temelie, fundația, regina de monede, o persoană stabilă. Și-ar dori să fie soțiile voastre sau voi vă doriți să fie soțiile voastre, nu știu. 6 de spade, își doresc, am zis, să lase în urmă sentimentul de abandon, dacă ați fost separați și să mergeți, iar 6 și 6. Către acele momente frumoase în care vă sărutați, vă îmbrățișați și nu mai terminați. Nu mai, ia uite, faetonul, să mergeți mai departe. Ia uite, regina de spade. Trebuie să clarificați niște lucruri, să comunicați eventual în legătură cu acești 7 de cupe. La capătul setului de cărți, 8 de monede și diavolul. Obsesia de a lucra, această relație pentru a avea victorie. Ia uite, 6 și 6, iar tot vă marchează acest număr. Probabil că niște chestiuni s-au întâmplat anul trecut. V-ați întâlnit și v-ați simțit ca acasă, v-ați simțit victorioși, v-ați simțit puternici. Și s-a creat această adicție, aș spune, cu diavolul. 15, de fapt, tot la 6 se reduce, da?
Însă trebuie lăsate adicțiile pentru bani, pentru alte situații toxice, pentru visare, pentru alte opțiuni, ca să se marcheze victoria și împăcarea. Da, ia uite, asul de cupe. Speră, meditează. Cum să se vindece? De conflictele care au fost între voi și dacă n-au fost conflicte, au fost alte persoane care și-au băgat nasul între voi și v-au influențat. Hai să clarificăm. Ia să vedem. Clarificăm 10 de cupe. Invocație. Ia ce frumos a ieșit. Clarificăm. 7 de cupe. Wow, turnul. Turnul. Un eveniment neașteptat, o separare, poate să fie și trezirea cuiva, a lor. A voastră, a uneia dintre voi, pentru că turnul aduce lumină. Se crapă structurile vechi, relațiile vechi. E șapte, vedeți, 7 și turnul, ambele, 16, se reduce la 7. Ambele vorbesc despre vibrația acestui an. Își doresc, dacă ați avut alte opțiuni, să vedeți dincolo de măști, de opțiunile pe care le-ați avut, să vedeți că această relație este în dragoste. Aș spune că, într-un anume fel, asta e una din lucrările care îmi plac foarte mult, acest personaj va trage emoțional și nu doar emoțional, într-un mod magic, de peste mări și țări, dar va atrage și planetar, energetic, posibil unii dintre voi să fiți flăcări gemene, dar nu obligatoriu, puteți să fiți și flăcări gemene și suflete perechi. Dar este nevoie să alegeți. Regina de monede, clarifică. Regele de bâte. Da. Dacă sunteți bărbați, sunt super, super atrase din punct de vedere sexual de voi. Nu vă pot rezista. Dar vor totuși ceva mai mult decât 7 de cupe, decât visare, decât euforie, decât această atracție fizică care este între voi. Interesant ce simt cu regina de monede, care își dorește stabilitate lângă regele de foc. E o stabilitate creativă. Stimulați creativitatea, îi inspirați să creeze. Interesant, ce mesaj? Îi inspirați, dacă sunteți bărbați, le inspirați să creeze. Și da, e un simbol falic, e fertil regele de bâte și cu regina de monede, probabil că și-ar dori o familie fericită cu copii, dacă s-o putea. Acum, dacă sunt bărbați, da, se simt atrași de voi. Și în primul rând, ce atrage? Nu doar frumusețea fizică, cât maturitatea, simțul valorii. E un pentagramă cu vârful în sus. Vreți stabilitate, dar nu sunteți obsedate de această stabilitate. Pentagrama e cu vârful în sus și atunci este pozitiv, este ca o stea. Aduceți vindecare prin această stabilitate, aduceți respect, aveți un respect deosebit față de voi și asta apreciază acest bărbat, eventual dacă vorbim despre un bărbat, ce simte față de voi. Este o transformare prin care treceți sau trece această persoană, transformare. Ia, 6 de spade odată, 6 de spade. Ha! Regina de foc, regele și regina de foc. Ce interesant! Regele și regina de foc. Am zis că, deși sunteți emoționați, sunt ei și voi, eu cred că e vorba de ambii, dar ei sunt foarte emoționali în preajma voastră. Posibil că și voi.
ca și femei, aveți a face cu un personaj stabil, dar pasional. Am zis că le inspirați, revine regina de bâte, revine această regine sub forma sa, să zic, magică, sexy. Am zis mai devreme că sunt frumoase, dar pe lângă frumusețe, pe lângă magnetism, care clar este intens, trăsnet, probabil că dacă veți fi împreună, dacă ați fost, s-a simțit la nivel fizic, prin niște stări trăsnet, să zic, excepționale, euforice, orgasme fatale, pentru că turnul reprezintă orgasm, da, ejaculare și așa mai departe. Însă, posibil că visează la așa ceva în cazul în care n-ați fost, intuiesc cu invocația, intuiesc că dacă veți fi împreună, va fi ceva spectaculos, aș spune. Ce simt? Dacă veți fi, dacă, în cazul în care n-ați fost fizic, că vă potriviți foarte bine din punct de vedere și fizic și emoțional, și emoțional să nu uităm, ar vrea să lase în urmă apele tulburi, toate problemele care au fost și în trecut cu alte persoane și cu voi și să mergeți către soare, către crearea acestui cuplu, dar stabil, creativ, pasional și stabil. Seamănă un pic cu 4, pentru că 4 înseamnă stabilitate, 4 de bâte. Doi oameni foarte curajoși, magnetici, care atrag atenția, care au opțiuni, dar care împreună sunt super trăsnet. Uite, apropo de turn, trăsnet, aș spune. Asta simt. Am zis că să fie o etalare mai scurtuță ca să pot să le fac și pe celelalte. Ce mai simt? Nu mai vor să reziste. În cazul în care au încercat să reziste atracției, nu mai vor să reziste pentru că există acest as de cupe, emoțiile astea imense, copleșitoare. N-ar mai vrea să reziste. În cazul în care au rezistat atracției, se luptă. E o luptă interioară cu ego-ul, cu ambiția, cu mândria, cu simțul self-respect, da? Dom'le, sunt o persoană onorabilă, parcă nu aș... Dar parcă totuși dă-l încolo de reținere, parcă totuși m-aș duce cu acest bărbat, cu această femeie. E interesant totuși. Da, acum, pe partea de jos, atrag niște cărți foarte intense și invocația. Probabil că într-un fel sau altul ce simt că v-au atras într-un anume fel. V-au atras în viața voastră prin ceea ce au făcut de-a lungul timpului. E interesant, lasă-mă, da, apropo de turn. Aici în background, în spate, sunt ca niște vitralii care se sparg. Măi, ce simt? Simt că ar sparge orice blocaje ca să reveniți în cazul în care turnul v-a separat din cauza altor opțiuni, din cauza unor mame, alte soții sau eu știu ce figuri tradiționale. Dacă acele figuri v-au separat și dacă opțiunile v-au separat, își doresc să spargă blocajele și să reveniți împreună, pentru că într-adevăr ați fost foarte, foarte fain. În cazul în care nu ați fost, au simțit, au intuit, este un curcubeu aici, vedeți? Un curcubeu în spate. Visează curcubeu, 7 de cupe, visează. Că data viitoare va fi mai bine. Și apropo de 10, schimbare de situație. Am început cu 10, se continuă tot cu 10, da? Pentru unii dintre voi, nu vreau să vă sperii, dar pentru unii dintre voi acest personaj, bărbat, posibil mai degrabă femeie, dar posibil să fie și bărbat într-o care își manifestă o latură feminină, intuitivă, magică, acest personaj să practice un anume tip de ritual care să vă aducă. Și când vorbesc de ritual, nu mă refer musai la magie, mă refer la niște
chestiuni care țin de manifestare. Să lucreze cu energiile, cu emoțiile și cu energiile din jurul său, ca să vă readucă, să vă reatrag în preajma lor, pentru că sunteți într-adevăr foarte bine. Bănuiesc că și voi simțiți același lucru față de ei. Numărul 1. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Și concentrați-vă pe dragoste. Priviți la ceea ce este bun în fiecare. Posibil acest personaj, dacă era într-o... Unul dintre voi este într-o vibrație foarte înaltă. Vibrație care oferă dragoste tuturor și este în stare să transforme și dragonii în animăluțe, nu musai de companie, în varianta lor cea mai bună, aș spune. Dragonul de gheață în dragonul de foc, ceva de genul acesta. 2 și cu 4, iar 6. 6 vă marchează totuși. Ceva s-a întâmplat anul trecut. Această femeie eventuală a arătat energiei masculine că acest masculin poate să fie iubitor, nu doar sexy, nu doar să aibă opțiuni, nu doar, eu știu, concentrat pe bani, poate să fie și altfel. A arătat acestui masculin că poate să fie și altfel. Și rămâne de văzut ce face energia masculină în această perioadă. Deocamdată, cam asta e. Și apropo de concentrație pe dragoste, această invocație poate să includă și energie benefică, dragoste și din partea altor ființe, pentru a rămâne într-o vibrație înaltă și pentru a vă manifesta relația. Deocamdată, cam atâtica. E o etalare mai scurtuță, nu vreau să mă întind prea mult cu vorba. Să nu uităm că ametistul înseamnă vindecare, înseamnă comunicare telepatică și o legătură spirituală foarte profundă, dragii mei, să nu uitați. Nene. Cei care ați ales numărul 2. Haolitul ține de vindecare. Altfel de vindecare decât ametistul, dar de purificare, că este alb. Haideți să vedem. Interesant că și la voi, într-o anumită formă, a apărut roata norocului. După o situație în care v-ați abandonat unul din cei doi, a lăsat pe celălalt pentru alte opțiuni. Posibil un anume tip de imaturitate și sexuală și în gândire a fost în trecut. Unul a vrut o situație stabilă, celălalt a fost mai aventuros și lucrurile n-au ieșit ca lumea între voi atunci. Hai să vedem numărul 2. Ce simte pentru voi numărul 2? O dată. De două ori. De trei ori. Marea preoteasă. Marea preoteasă. Se conectează telepatic. Eventual. E o ocazie care s-a pierdut din lipsa de comunicare. Și din cauza distanței, dorința de control. E un personaj, dacă sunteți doamne, aveți de-a face cu un bărbat foarte puternic. Și care e la distanță. O fi comunicat ce o fi comunicat, dar nu suficient de clar. Cât să aveți încredere în ei. Sau poate a fost invers. Nouă de monede. Puterea. Valetul de cupe. Și valetul de spade. Acest personaj vă urmărește, ca să știți. Vă urmărește în ce sens? Online? Ce puneți pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube? Ce aveți voi acolo? Speră că veți fi... Nu doar că veți fi fericiți. Speră că vă va atrage atenția. Yes. În primul rând, personajul acesta pare independent. Și într-un anume fel că am văzut împăratul plin de orgolii cu puterea. Însă voi, doamnelor,
Și voi independente și voi foarte puternice, sunteți singurele sau printre foarte, foarte puținele persoane care reușesc să-i puneți cu, ai spune, cu botul pe labe, dar nu, nu chiar așa. E vorba de, vezi cum, închide botul. Am senzația că acest personaj nu poate să comunice emoții, gândurile corect, coerent, fluid în fața voastră. E un anume tip de intimidare. Ce simt? Ia uite că manifestați soarele, că manifestați dreptate, ar vrea să vă impresioneze și ei. Dar cam greu, pentru că voi știți că ei vă vedeți cum mă bâlbâi? Vă var impresiona din orgoliu, nu musai din dorința de a împărtăși, de a crea ceva special. Dar vă văd valoarea, ce simt? Vă văd valoarea. Vă observă cum manifestați abundența, independența, stabilitatea financiară, creștere profesională, vă observă. Nouă, eu ține de casa nouă a călătorilor la distanță, posibil să fie distanță între voi, care să vă pună în situația în care să vă transformați cu optul unul pe celălalt. Voi creșteți, ei își temperează, ar spune, orgoliu. Și nu doar orgoliu, cât și impulsurile sexuale cu acest leu roșu, roșu, roșu. Și voi sunteți pline de pasiune, doamnelor, eventual. Puteți să inversați lor rolurile. Dar, dincolo de pasiune, voi ați evoluat. Pentru că, pentru mine, nouă de monede, o carte superbă în care evoluați spiritual. Deja, sexualitatea voastră este... aș spune glamuroasă, așa simt nevoia. Nu doar felul în care vă îmbrăcați este interesant, este chic, dar și sexualitatea voastră este altfel, este vibrantă. Asta e glamuros, este vibrant, este de înaltă vibrație. Înaltă vibrație. Aici este Venus. De înaltă vibrație. Adică, vă temperați sexualitatea ca să creșteți. Cu alte cuvinte, să treziți kundalinii, chestii de genul ăsta, unele dintre voi. Eventual, acest personaj, dacă v-a studiat suficient, știe cam care vă e direcția spirituală, cam ce ați realizat financiar, profesional. Vă vede aura, aura albă și de vibrație înaltă vă vede. Altfel, am zis să simt interesant cu valetul de cupe, ce simt. Simt că ar trebui să-și ceară scuze, că au fost imaturi. Băi, băiețaș, voi cu o doamnă, pardon, cu o lady. Glumesc și eu, mai glumesc, că trebuie să mai și glumesc. Dar, ce simt asta? Simt nevoia să comunice, să vorbească, dar nu prea pot. Ce să vorbească? Că s-au îndrăgostit? Foarte posibil, foarte posibil. Că le este dor, iar sigur le este dor. Le dor. Dar sunt conștienți că trebuie să se transforme. Au trecut printr-o perioadă de tăcere, de înfruntarea demonilor și, în primul rând, a minciunilor pe care și le-au spus lor înșiși. Da, am zis bine? Am zis bine, da? I-au fugit de dragoste, au fugit de temperanță, au fugit de asumare. Au fugit. Au mințit, eventual, că nu iubesc. Au mințit că, de fapt, nu e echilibrați, că nu inspirați, eventual, că, știi, chestii de genul ăsta. Și au trebuit să se transforme, probabil că se mai transformă, nu știu, dar tăcere clară a fost între voi și atâta tăcere încât posibil considerați că relația e moartă. Însă, și dacă e moartă, țin doliu, da? Țin doliu și își înfruntă demonii. Pentru că au mințit, pentru că s-au mințit, pentru că au fugit de dragoste, pentru că au fugit de echilibru, de generozitate emoțională și poate chiar și financiară. Au fugit. 5 și cu 1, 6. Dar uite așa, în această transformare, tăcere și doliu emoțional, încep să simtă dragostea, încep să, de fapt, să-și dea seama, băi, n-a fost doar atracție, n-a fost doar aura, respectul, puterea care i-au atras față de voi, cât
posibil sufletul vostru, pe care nu l-au recunoscut la început. Aș spune. Bine, e și greu să recunoști sufletul cuiva chiar așa. Adică ar trebui să fii foarte evoluat. Nouă de monede ar putea să recunoască sufletul cuiva și alte cărți. Dar, nu știu, eu fost, dacă a fost Vales, dacă ați avut de-a face cu un bărbat mai tânăr, doamnelor, mai greuț. Ce pretenții, nu? Ce pretenții. Hai să clarificăm nouă de monede. Cinci de spade, s-au jucat, da, mental, jocuri mentale, da, acum stau și se uită și regretă, știu că trebuie să-și ceară scuze, jocuri mentale. Poate v-au și bârfit, știți cum e genul ăla de bărbat, poate chiar și femeie, care comentează că, a, e cu tare, așa, 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 și de fapt ei n-au fost niciodată cu acel personaj. Pe principiu că strugurii, apropo de struguri, da? Apropo de struguri, da? Strugurii la care nu ajung sunt acri. Asta e, așa zice Vulpea. Dar încearcă să vă atragă, să știți. Clarificăm puterea. Poate au fost și alții care s-au băgat între voi, poate la 5 de spade, pentru mine întotdeauna sunt conflicte și din alte direcții. Conflictele mentale au vorbit și și-au dat seama că... Mai... Am văzut un 4 de cupe. Că au vorbit înainte să gândească sau n-au comunicat suficient de clar sau, în fine, n-au fost suficient de persuasivi. Puterea, odată. Hai să ne puterea. Ce simt pentru voi puterea? 6 de cupe. Ar vrea să se împace cu voi, dar nu știu ce să facă. Ar vrea, dar nu știu. Deocamdată visează visul. Sunteți doar un vis. În acest moment sunteți un vis. Sunteți o emoție la care și o imagine la care ajung doar prin vis și prin gând. Își doresc să renască judecata. Ia uite și roata norocului, să schimbe energia dintre voi, își doresc. Dar e un anume tip de teamă. Știți ce am impresia? Dacă, nu știu cum vor fi când vă veți întâlni, o să fac câte alare despre așa ceva, dar am senzația pentru unii dintre voi că acest personaj, mai ales dacă a fost mai tânăr decât voi, când vorbea cu voi, se uita în altă parte. Adică, cu alte cuvinte, nu putea să suporte intensitatea privirii voastre. Pentru că voi aveți putere. Marcaș puternic în Fecioară și Leu. Dar ca și, dragii mei, nu că sunteți voi în zodia Fecioarei sau zodia Leului. Poate aveți planete. Venus în Fecioară. Poate să fie tot așa Venus în Leu sau ascendent în Leu sau... Marte nu e. Lună, Leu, Marte, Leu, aici este... Dar este temperat, poate unul... Aveți planete, Saturn, interesant. Saturnul temperează impulsurile cuiva. Nu știu. Care fică în valete de cupe. Noroc, Mura, noroc. 6 și 6, interesant, 6 de monede. Da, vor să-și ceară scuze și să echilibreze situația. Își doresc împăcare. N-au oferit reciprocitate. Atențiune și atențiune. Și cui? Unei preîmpărătese, unei femei puternice, o femei care își simte aura și se poate controla și poate să-i controleze și pe alții dacă vrea. Mai ales femeie. Poate sunteți și bărbați. Dar... Vedeți, inversați rolurile eventual, sau mai bine pozițiile, nu roluri. A oferit atenție altora și mai puțin vouă. Da, de-aia a apărut 5 de monede, că 6 de monede merge în jos spre 5 de monede. A trebuit să-și ceară scuze, știu. Ia uite, marele preot.
împăratul, au fost în control pentru că așa au fost învățați acasă, dar, în familie. Dar își doresc un nou început, își doresc întâlnirea cu voi. Însă sunt un pic cam... dezechilibrează, nu-i cuvântul. Nu prea am încredere. Clarificăm valetul de spade. Nebunul. Da, vă urmăresc și ar dori să o ia de la zero. Ar dori să vină ca nebunii. Am zis, sunt niște persoane mai impulsive. Să vină și să comunice într-un mod neașteptat. Să riște toată această. E o teamă, e o orgoliu. Și teamă și orgoliu, spune. Dar în mod special orgoliu, rău de tot orgoliu. Și rău de tot. De-aia și fug de dragoste, nu o să arate că li s-au părut până acum că dragostea este o chestiune de slăbiciune. Nu. Eventual vă urmăresc poze cu voi pe internet. Sper că n-aveți ceva. Nu cred că cei care mă ascultă pun poze prea indecente pe internet, dar eu știu, în cazul în care totuși mai sunt ascultători de genul acesta, probabil că vă admiră frumusețea, nuditatea, eventual. Însă, în aceste de cărți, nebunul ține de manifestare. Deci este o pasăre din mitologia persană, nu stau acum să descriu ce am vrut să fac, este o pasăre de foc din mitologia persană, care seamănă oarecum cu Phoenix-ul. În momentul în care ai o pană, dacă o arzi sau o ții în mână, poți să manifesti instantaneu, apropo de impulsivitate și reactivitate, să manifesti instantaneu ceva. Renaștere, comunicare. Și nu veți vedea, și vor manifesta, dar nu veți vedea, interesant, că acest personaj are o mască pe. Nu veți vedea când vin. Dar, nu e de joacă nici cu voi, dar intuiți. Nu veți vedea, dar intuiți. Simțiți, știți că vor veni, știți că vor exprima ceva, scuze, emoții, gânduri, intenții. Dar, curățăm cărțile. Între timp, voi vă vindecați, pentru că în această poză nebunul ține și de vindecare emoțională, de renaștere. Și renașterea voastră. Interesant, probabil că vă urmăresc, cum o luați de la zero, dacă voi ați lăsat în urmă ceva, o situație dezechilibrată, cineva v-a părăsit, altceva, pentru că i-am zis că între voi e separare, urmăresc cum renașteți, once again. Ar trebui să învețe, pentru că inspirați. Inspirația ajută să se transforme, să devină mai puternici. Numărul 2, mesaj. Legătură spirituală. Deci și cu 7, iar 9. E distanță între voi, dar, repet, voi îi inspirați. Le dați mâna... Apropo de mâini, interesant. Probabil că unii dintre voi iar mână, face ceva cu mâinile, nu știu. Poate unii dați în cărți și atunci folosiți mâinile. Poate unii sunteți artiști, folosiți mâinile. Eu știu ce faceți, poate sunteți vindecători, apropo, healer. Da? Și atingeți cu mâna și atingerea voastră vindecă. Dar ceea ce faceți, inspiră. Această relație este o conexiune care trece dincolo de vieți. De viața aceasta. Se gândesc că vă iubesc, asul de cupe. Se gândesc că vă iubesc. Rămâne de văzut dacă vor avea curaj. Își dau seama că singurul lucru real este dragostea, 7. Mai ales în acest an își vor da seama, că e vibrația acestui an. Își vor da seama în cazul în care până acum nu și-au dat seama. Dar... iar, vor să vină ca nebunii și să comunice. Eventual, aceste emoții, aș spune.
Și gânduri și faptul că, poate nu vor spune că v-au urmărit, dar dar clar vă studiază. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Hai să vedem. Numărul 3, ce care ați ales aceste de cărți cu acest jad roșu, passion, hot. Pasiune fierbinte. Arzătoare. Și soarele. Am văzut și cavalerul de bâte la un moment dat. În timp ce am amestecat soare. Ce simt pentru voi? Sunt foarte, foarte, nu știu, euforici, fericiți. Se simt norocoși în momentul în care sunt cu voi. Colorați, calzi, apropo de hot, de fierbinte, de... Da, interesant, v-ați ales un set de cărți cu spatele negru. Aveți multe lucruri de descoperit împreună. Și cu Marea Preoteasă. Unul dintre voi e Mare Preoteasă. Unul dintre voi e foarte intuitiv. Unul dintre voi face astrologia, tarot sau alte chestii de spiritualitate. În fine. Însă, ce simt pentru voi, sunt super, super fericiți. Chiar dacă e distanță, speră. Uite că se va schimba... Și aceștia vă urmăresc. Că se va schimba direcția. Măi, e al treilea set de cărți în care apare roata norocului. Probabil că energia acestui an, da, vor să schimbe. Pentru că până acum v-a urmărit într-un mod adictiv, blocați mental în niște relații karmice. Vor să se elibereze. 8 și cu 1, 9, deja e prea mult. Și probabil că se documentează și cum să se elibereze, cum să se transforme, da? Și să învețe să se iubească, pentru că sunt conștienți că dacă nu se iubesc, n-au cum să fie alături de voi. Pentru că voi, într-o anumită formă, vibrați în alt. Și asta înseamnă dragoste față de voi înșivă. Da. Eventual, dacă simțiți că nu rezonați, puteți să încercați alt număr. Poate ascultați vibrația, eu știu, altei persoane sau voastră. Știți, mie mi se întâmplă uneori când ascult despre o persoană, să-mi dau seama că, de fapt, îi citesc despre mine, nu despre persoană. Așadar, fiți atenți. O dată. De două ori. Cavalerul de spade. Și îndrăgostiții. Într-un mod neașteptat vor să vină. Neașteptat. Probabil că vine mesajul și apoi ei. Nu știu, apare motocicleta și apoi ei. Apare... Și ăsta... Aș spune că e vultul, așa ar fi frumos. Apare vultul, săgeata și apoi ei. Mi-am adus aminte de un mesaj, de un text, nu mesaj. Era regatul cerului. Dar nu știu cât o fi de valabil. Poate e valabil pentru voi. Dacă sunteți independente și manifestați dragoste și echilibru, ceea ce gândiți voi corect, înalt și frumos, apare ca vibrație înainte să apăreți voi fizic. Era un text în regatul cerului. Faptele tale au pregătit calea ta, cu alte cuvinte. Adică, bine, meditați voi ce poate să însemne. Faptele tale au pregătit calea ta. Acum că or veni ei sau că se manifestă într-un mod neașteptat cavalerul de spade, această întâlnire dintre cei doi, această pasiune. Veți trăi și veți vedea. Cavalerul de spade poate să fie doar o energie, dar e o chestiune care ține totuși de comunicare și de mișcare. 8 de cupe. Asul de cupe. Opa! Am văzut Marea Preoteasă. Asul de bâte. Wow! Marea Preoteasă, am zis? Unul dintre voi clar face astrologie tarot. Unul dintre voi este conectat. Dacă sunteți doamne, își dau seama că voi mergeți 8 către 9, către dragoste față de voi, către un nou proiect, către creșterea voastră spirituală, probabil că vă urmăresc cu valetul de spade. Și eventual învață. Bine ar fi să învețe. Eventual. Ce simt față de voi? Dacă voi mergeți către soare, vor și acolo. Că am zis că îi simt. Se simt fericiți în preajma voastră. Dacă voi vreți să lăsați această mică pasiune
în urmă, pentru soare, vor să fie acolo cu voi. Simt că îi lăsați în urmă, acum nu știu cât o fi de adevărat, dar un anume tip de început îl aveți în viață și le teamă ca nu cumva să vă găsiți o nouă pasiune, o nouă dragoste, în secret, Marea Preoteasă, dacă i-ați lăsat în urmă. Că poate nu v-a satisfăcut această dragoste, această flacără. E o cupă cu o flacără, interesant, poate sunteți flăcări gemene. Teoretic, în cupă ar trebui să fie apă, dar în această cupă este foc, apă și foc, apropo de flăcări gemene. Posibil sunteți. Și ce a zis, măi, dacă flacăra mea gemene e atât de mică, n-are suficientă, nu e vorba de pasiune, de atracție sexuală, n-are suficientă maturitate spirituală, păi eu mă duc înspre soare, înspre Tatăl Ceresc, înspre creștere spirituală, înspre lucrarea mea colectivă, înspre alte lucruri. Mai am încă de învățat, de evoluat. Acum ce simt? Da, vor să vină înspre voi. Ia uite, moarte și renaștere. Mama, cine mă pune să trag cu cadouri? Da, vor să renască situația. 8, 13, casa 8 a Scorpionului. Poate aveți planete în Scorpion sau în casa 8. Vor să se împace. Vor să se împace. Posibil că unul dintre voi s-a dus spre o pasiune, spre o atracție fizică, sexuală și altul spre vindecare și creștere spirituală. Iar, însă, ce simt pentru voi? Interesant, a trebuit, doamnelor, eventual, dar nu obligatoriu, dacă știți că sunteți doamne și ați plecat din această situație, interesant, acest început, această oportunitate, plutea pe o băltoacă de emoții toxice, pentru că băltoaca pentru mine reprezintă emoții toxice. E o apă cu nămol, da? Dorința de stabilitate a intoxicat emoțiile cuiva, poate chiar în relație sau poate, m-a zis, flacăra geamănă era într-o situație karmică, că am văzut și 8 de spade. Însă, voi uiteți de calea voastră, de soarele vostru. A trebuit să plecați ca să redescopere pasiunea și dragostea adevărată și dorința de a o lua de la zero, de a începe ceva nou. Eventual încearcă să comunice telepatic cu voi, eventual, dacă știți că există această conexiune, posibil, dar, repet, se transformă. Interesant, această, între voi clar a fost super, super pasiune, hot, 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 vedeți roșu. A fost amândoi, e relația în sine, relația a fost foarte sexuală, să zic. Dar această sexualitate a fost necesară tocmai ca să vă vindecați, aici este steaua care înseamnă vindecare, tocmai ca să vă regăsiți lumina și ei și voi și direcția, misiunea în viață. Iar cred că aveți de a face cu flăcări gemene, e posibil. Și cel care n-a înțeles să înțeleagă că de fapt voi ați mai fost împreună și în alte vieți și aveți un anume tip de loialitate pe care trebuie să-l manifestați împreună. La capătul setului de cărți, 9 de băte. Ia uite, ce simt? Simt nevoia să renască, 0. Și judecata. Vă văd pe voi renăscând și vor să renască și ei. Simt că ați pus niște blocaje în față de ei, dar dacă aveți de a face cu o flacără geamănă, sunt dispuși să reziste acestor blocaje și nu doar sunt determinat să le dărâme, ca să renașteți, ca să marcați un nou început. Pentru că, ia uite, împărătează, ai, de ce cărți au venit, ia uite. 10 de spade, 8 de cupe. Voi ați lăsat în urmă situația, pentru că știați ce sunteți, că sunteți împărătese, că sunteți persoane publice, că aveți de strălucit în public într-un anume fel. Variază de la om la om. Că aveți de creat ceva la nivel public, ceva care să vă atragă atenția multor persoane care să... Da? Și interesant, ce se vede aici, vedeți? Voi ați manifestat o nouă etapă în relația dintre voi. Este o lume și un as și magicianul.
Dar să nu uităm că acestea reprezintă și simboluri falice, da? Bărbatul și femeia. Ce mesaj mai vine? Dacă ați fost împreună, fizic, inconștient sau conștient, ați manifestat o nouă etapă, o nouă lume, un nou capitol în viața ambilor, nu doar a voastră, nu doar a lor, care se va desfășura, probabil că acum, știți, e ca și când scrie o carte și urmează să o editezi. Nu e suficient să o scrii, să o ai în calculator sau, eu știu, în caietul tău, în jurnalul tău, trebuie să o și scoți la tipar. Asta e. Clarificăm ea. Oare care era prima? Asta. Ce mai simt? Simt că, interesant, dacă îi blocați, dacă sunteți mai protectoare față de energia voastră, o faceți ca să renașteți. Dar, repet, în spirit, să crește spiritual. Și simt, voi comunicați altfel, simt că o veți lua de la zero și veți marca o creștere, o abundență fenomenală. Și probabil că e una, ia uite, asul de spade. Deci este trezirea lor și a voastră. Poate că este și un anume grad de teamă. Nu știu, hai să vedem. 8 de cupe. O, da, da. Emoții intense. Am văzut. 7 de bâte. Iar blocaje. Aș spune că personajul acesta este determinat. Să se lupte pentru voi. 7 de bute. Pentru că voi puneți granițe personale. Interesant. Voi puneți granițe personale și ei vor să le vă deblocheze. Vocea apare. Ce apare? Apare vocea. Și pământul. Poate aveți de-a face cu un semn de pământ. Dar, interesant ce mesaj vine. Vocea asta e o carte super, super puternică. Poate că unii sunteți manifestori, nu știu. Dar vocea voastră se manifestă. Se manifestă în plan terestru, adică prinde viață pe acest pământ. Ceea ce spuneți prinde viață. Asul de cupe, la ce se gândesc probabil, ce simt. Simt nevoie eventual să comunice și să materializeze ceva cu voi. Asul de cupe. 4 de cupe, le e dor de voi, dar... Dacă ați pierdut ocazia de a fi împreună din niște motive, poate că ei v-au blocat atunci și acum vă blocați voi. Schimb de energie. Nu? Ceea ce faci se manifestă. Mai devreme sau mai târziu într-o anumită formă. Le este dor de voi, clar, cu 4 de cupe. Aceasta este cupa, asul de cupe. Asul de cupe pe care vă să manifeste cu voi. Pentru că voi îi vindecați de alte, aș spune, nemulțumiri. Sunt niște inimi pe gri, niște persoane care le-au oferit un anume tip de dragoste, dar gri, neutră. Dragostea voastră este albă, e pură, este mai mare decât toate, este altfel. Și se roagă, să știți. Într-un anume fel se roagă sau speră sau încearcă să vă atragă. Asul de bâte. Șase de bâte, am văzut Victoria, am văzut, ia uitați-o pe aici, și ei speră, da. Da, interesant este asul de bâte, această pasiune, ei se văd victorie și împreună cu voi. E pe al treilea ochi acest foc. Probabil că au viziuni, își imaginează că împreună pe focul e creator, împreună puteți crea, vedeți, aici este un cerc, o nouă lume, un nou capitol. În care veți fi victorioși. Da, vor să vină să vă cucerească. Se gândesc, ce simt? Simt că voi atrageți atenția și atunci trebuie și să facă ceva. Ce? Să-și facă planuri cum să vină, să se extindă înspre voi, să vă cucerească. Ce simt? Asta simt. Simt că voi sunteți victorioși, victorioase și atunci vor și să vină.
Marea Preoteasă. Mamă, steaua. Deci, am zis că sunt de voi, unii dintre voi lucrați astrologie tarot, clar. Am zis, atrageți atenția, aveți succes și vor și ei să aibă. Dacă nu sunteți voi, căutați alt număr. Steaua. Acum, hai să mai zicem și altfel. Steaua și lucrare publică spirituală. Da? Asta simt. Că sunteți, într-adevăr, mergeți către soare, către stea, către misiunea voastră. Vă urmați intuiția, vă urmați dragostea și pasiunea interioară. Și uite, așa manifestați, apropo de manifestare, victorii. Și vor și să fie la fel, aș spune. Pentru că speră. Stea înseamnă speranță. Intuiția le spune că că sunteți predestinați. Stea înseamnă și predestinare. Că sunteți predestinați să fiți împreună. Și că vă echilibrați, vedeți, aici în stea, în sufletul lor. Posibil că și voi știți. Ia, vedeți? Aici sunt doi derviși. Unul mai sus, alb, deja a evoluat în ascensiune, celălalt negru, care trebuie să primească lumina. Lumina o dă cel alb, o dă divinitatea. Este mai pământean acela negru, dar este bine, pentru că și ascensiunea asta se face progresiv și într-un anumit ritm. Altfel, nu am mai stat pe pământul ăsta, nu mai avem încă niște locuri de manifestat. Da, sunteți eu, te turnul, probabil că e separare între voi acum. Și 10 de cupe, separare care aduce sentimentul de, da, trebuie să fim împreună că suntem fericiți. 8 de cupe iar apare, separare. Am zis, separarea aceasta a fost necesară ca acest personaj să simtă dragostea, să înțeleagă că de fapt e dragoste, nu e altceva. Curățăm cărțile. Și ce fac? Visează la voi. Probabil visează la sărutările voastre. Da, visează la sărutările voastre, steaua. Dacă v-a sărutat, probabil că... Apropo de voce, vocea aia s-a materializat, vocea. Sărutarea aceea trebuie materializată într-un anumit fel, măcar printr-un proiect creativ, măcar printr-o prietenie, dacă nu chiar printr-o dragoste. Deci nu vine să cred! Dragoste adevărată. Ce frumos a ieșit 30 de 3 de împărăteasă de abundență. E asta simt, că sunteți dragostea lor adevărată, că i-ați adus la lumină, că energia voastră creativă îi inspiră să creeze, să fie și victorioși, să vă cucerească, să creadă, să spere, să comunice altfel. Fiți în prezent și visați la viitor. Probabil că asta fac. Visează la voi. Dar nu e vis, e conexiune. E conexiune, nu e genul ăla de visare... și nematerializare. Că am văzut pământul, își doresc să se materializeze. Eventual cu vocea și pământul, dați în urmă, vor să comunice ca să se materializeze acest, să zic, această nouă etapă între voi. Și vor să demonstreze dragoste. Da, vor să demonstreze dragoste. Deocamdată, cam atât, sper că v-a plăcut. Și, repet, dacă simțiți că nu sunteți voi aici, căutați alt număr. Dar aici vorbim despre cineva care studiază, e vindecător, lucrează la nivel public, face spiritualitate. Tarotul nu înseamnă musa spiritualitate, dar e o cale. Astrologie, Reiki, Feng Shui, ce-o mai fi. Cei care ați ales numărul 4 cu această inimă, dragii mei, am senzația, nu știu pentru cine vorbesc acum, dar această inimă e agățată într-o relație karmică. E așa, simt. Este agățată în ceva.
are nevoie să se vindece, să se echilibreze. Ce a apărut? Ce a apărut? Ce a apărut? Interesa steaua. Steaua înseamnă vindecare. Dar înseamnă și distanță mare, cop de bute și stea, distanță mare. Pentru unii dintre voi păreți de neatins. Străluciți, ar vrea să vină, dar trebuie să-și facă curaj eventual. Pentru că se simt zero, se simt ca niște nebuni. Uf, zero față de stea, păi pardon. Poate unii dintre ei fac exces de băutură, dar există și un anume tip de speranță, că am senzația că e o chestiune și de vindecare, asul de cupe, văd multe emoții, dar aveți puterea să-i vindecați eventual de imaturitate, de niște... Ar putea să fie adicții față de niște prieteni petrecăreți. Un anume tip de egoism sau oameni egoiști din jurul lor. Emoții sunt. De simți simt față de voi. Hai să vedem ce simt. Numărul 4. Numărul 4. Ce simt? Asul de monede. Ar vrea să înceapă ceva. Să vă ofere. Nu știu, să vă ofere. Interesant. Parcă ei sunt aici mici și voi sunteți acolo sus. Străluciți, am zis. Stea. Asul de monede. Odată. De două ori. De două ori. Turnul. Separare. Trezire. Da? O situație neașteptată că i-a dezechilibrat și acum ar vrea să aleagă să vină iar. Să ofere ceva. Nu știu. Asta, valetul de monede. Poate că vă studiază, dar în mod special ar vrea să ofere ceva. Acum, asta simte. Patru de cupe. Am zis că ocazie pierdută. Nu știu dacă am zis-o, dar probabil că... Cinci de bâte? Șapte de bâte? Și lumea. Ce simt că între voi totul... Nu știu dacă totul... oportunitatea de a fi împreună, asul de cupe. Lumea înseamnă încheiere de capitol, de situație. Simt că iar e distanță între voi, lumea și steaua, și că un mare capitol s-a încheiat între voi. Din ce? Din cauza conflictelor, din cauza că s-au băgat alții, poate a geloziei cuiva, a cuiva, nu știu, și a unor granițe personale pe care și voi a trebuit să le puneți, dar poate i-au fost foarte defensivi și altul a fost în preajmă mai bătăios și v-a câștigat atenția. Chestiuni de genul acesta, 5-7. Și uite, din cauza asta, voi ați fost în preajmă, le-ați oferit asul de cupe, vindecarea, compasiune, înțelegere și ei n-au văzut. Repet, din cauza geloziei, din cauza unui anume tip de... precauție, să zicem. Patru de bute. Situație secretă acasă, probabil. Și asul de bute. Nu știu ce reprezentați voi, patru de bâte sau asul de bâte. Puteți să reprezentați atracția din afara casei. Sau? Dar pentru aceasta trebuie să lucreze din greu. Sau, nu știu, poate la ei acasă, în familia lor, cineva a călcat pe lângă și în acest motiv acest personaj este foarte precaut, nu știu exact, foarte precaut. Patru și cu unu, cinci. Gelozii, conflicte, concurență.
Ce simt? Se simt atrași fizic față de voi, dar am senzația că nu înțeleg. Ceva legat și de stabilitatea voastră și de casa voastră, poate că vă ascundeți. Ascundeți locul în care stați și în care creați ceva nou. Dar e o încheiere mare de capitol. Rămâne de văzut dacă veți mai manifesta ceva nou. Iată, regele de monede, soțul. Pentru mine e soțul regele de monede. Sau un personaj fixat pe bani, pe element, pe relații nu mai stabile, cât tradiționale. Asul de spade. Sete de bute. Și regele de bute. Atracție și împăratul, iarăși, acesta este cu obligații familiare. Și-ar dori să vină înspre voi, dar niște chestiuni legate de contracte de justiție, poate chiar de o căsătorie cu justiția și împăratul și regele de monede. Și-ar dori să vină spre voi, dar trebuie să se controleze, să fie în control. Pentru că atracție fizică este foarte mare. Însă trebuie să aleagă coasul de spade între această atracție și tradiționalism. Și este greu. Voi veniți cu... Ah, mai e flacără? Iar s-a stins? Interesant ce simt. Voi purtați pe mor o victorie și o coroană pe care ei am senzația că e o coroană care e prea mare pentru voi. În ce sens? E o misiune prea mare pentru voi pe care ei nu înțeleg. Am senzația că e luna aceea. Nu înțeleg. Cavalerul de monede. Regele de monede. Sunt prea tradițional, prea fixați pe material ca să înțeleagă. De ce purtați acest Excalibur? Mai citiți și voi despre Excalibur, despre Sfântul Graal, ca să înțelegeți simbolisticile astea, vă rog frumos. Să mai aprind un pic. Acolo e o chestiune foarte conflictuală între voi. Poate altcineva este îndrăgostit de voi și știu că aceia sunt foarte geloși. Și atunci trebuie să se abțină. Șapte de monede. Că or fi soțul soția lor, că este un prieten, un prieten în care e atrasă de voi. Iac. Cur. Hai să clarificăm. Patru de cupe. Simt că dacă ar veni spre voi să schimbe, să zic, cinci înseamnă schimbare, situația, ocazia pierdută, ați spune, i-ați bloca și ați încheia orice capitol, orice... Nu știu, sunteți undeva deasupra cu lumea, sunteți deasupra multora. Patru de cupe. Sau deasupra situației în care trăiesc ei. Regina de cupe. Asta e. Patru de cupe, o nostalgie. Este și acesta un anume tip de dor. Am pierdut ocazia să mă vindec. Am pierdut ocazia de a fi față în față cu o regină de cupe care mă înțelege. Mă alină. Emoții simt față de voi, clar. Însă am senzația că a mai fost o altă femeie în preajmă.
Clarificăm 5 de bute. Uf! Wow! 100 de bute. A fost o aventură în viața lor. 10 de monede, familie, astfel de bâte, aventură, în secret, care s-a lăsat cu un copil. Buf, nu știu pentru cine citesc, ai nașpa. Buf, nu știu dacă e vorba de voi. Și atunci, buf, 10 de bâte, iar apare acest 10 de bâte. Și 9 de bâte. Iluzii, 7 de cupe, iluzii, opțiuni, blocaje, apăsări, consum prea mare de energie. Am văzut 10 de bâte. 10 de bâte și rege de bâte. Măi, cineva a călcat pe lângă. Nu știu, în viața lor, a voastră, a cuiva. Cineva a călcat pe lângă. Eventual, dacă ar vrea să fie cu voi, ar trebui să fie o relație în secret. Dar mare grijă să nu rămâneți însărcinate. Eventual, în fine. Șapte de bâte. Uf. Șapte de bâte. N-am mai făcut de mult cu numărul 4. 6 de spade. Da, eliberarea de apele tulburi. 6 de spade merge către soare, către zone liniștite, dar pentru asta trebuie să învățați și voi și ei și toată lumea care vrea să lase în urmă apele tulburi, să puneți granițe personale. 6 de bâte. Probabil că o situație la distanță, iar 6 de bâte înseamnă și călătorie și distanță. Dar, iar, pentru a lăsa minciunile în spate sau ce-o fi fost ciudat la un moment, ceva. Da? Conflictele mentale sau, secretele cu asul de spade invers ar trebui mers către asul de spade pe care l-am văzut aici corect. Și aici e inima foarte mare, asul de spade foarte mare. Acum, ce mai simt despre voi? Da, că puneți granițe personale și lăsați toată situația prin care ați fost, pe care, ce fel de relație a fost între voi doi, poate prietenie, poate n-a fost nimic, poate nu știu ce-o fi fost. Deci lăsați în urmă și mergeți către adevărul vostru. Am zis, adevărul ăsta al vostru care este imens. Misiunea asta voastră este imensă a unora dintre voi. Sau vindecarea este copleșitoare, dar trebuie. Și cu granițe personale. Ia uite, împărăteasa. Voi, ia uite și îndrăgostiți-i. E o tăcere. Dar tăcerea prin care treceți este necesară ca să alegeți abundență, creștere și eventual dragostea, o dragoste curată. Clarificăm lumea. Justiția, măi. Interesant că mi-a venit invers. Probabil că au fost niște chestii neclare, nedrepte, incorrecte. Dar, voi repet, mergeți către adevăr, către eventual un personaj care vă poate fi stabil. Chiar dacă poate nu vă înțelege adevărul și misiunea, dar vă poate oferi stabilitate, vă poate susține eventual. Nu știu dacă sunteți voi, sunt ei. Nu știu exact. Însă, dacă e situație nedreaptă la distanță, în lume, nu neapărat pe planeta asta, peste hotare, contracte neclare, divorțuri, hoții, chestii financiare, vedeți? Încheiați voi capitolul, pentru că voi nu vreți chestii nasoale, voi aveți de manifestat stabilitate și adevăr. Și atunci, vă vindecați de ce a fost, de ce n-a fost. Regina de cupe se vindecă, se înțelege și pe ea și pe alții. Și mergeți mai departe. Interesant că a venit justiția invers. O să punem totuși corect, da? Aici cărțile sunt amestecate. Mergeți către un nou capitol în care vă atrageți suflete, pereche sau flăcări gemene corecte. Două mesaje. Slow down. Și romanță. Doi și cu 5-7. În acesta se va manifesta o romanță. Nu dacă între voi, dar probabil că.
Dacă încetiniți pauză, iau-te, pauză, lăsați lucrurile să se așeze cum le așează divinitatea. Repet, nu știu dacă e vorba de romanță între voi și acest personaj. Poate e prieten, poate e amic, amică și știe că în viața voastră se va manifesta o romanță, posibil, însă eventual această romanță a încetinit din cauza unor probleme. Ah, interesant ce mesaj. Tocmai dacă au fost niște chestiuni secrete, aventuri în afara căsătoriei, copii făcuți în secret, nu știm paternitatea, chestiuni de genul acesta, că tot a venit justiția invers pentru unii. Foarte complicat la patru. Probabil că ar fi un labirint în care s-ar pierde până să fiți voi împreună romanța aceasta. Vedeți? Sunt doi oameni care dansează. Da, ar fi frumos să viseze, ar fi frumos să fiți împreună. E un vis. Șapte, țineți de ce șapte de cupe. Dar până una alta voi blocați acest vis. Pentru că este foarte greu. E un labirint. Riscă să se piardă încercând să... Interesant. Să fiți în romanță cu ei. Iată-mă cu arte. Nu știu cine vrea să ne clarific. Concluzia. Concluzia între voi. O concluzie. A venit soarele invers. Ei sunt triști. Dar fiți în prezent și visați la viitor. Totuși a apărut steaua. Am zis că sunteți de neatins. E o vindecare și o bucurie care am impresia că s-a pierdut dincolo de conflicte și de... chestiuni ciudate care țin de casă. Soarele invers. Hai să punem totuși. Ar putea să fie, dacă ar fi să-l punem normal, și o trezire. Să-și dea seama că... trei de bâte. Totul a fost ca să învețe să spere. De cupe. De ce trei de cupe? 3-3-3. Dincolo de, nu știu, e o femeie aici imatură. Dincolo de imaturitatea unei femei, nu cred că sunteți voi. Dar dacă acest personaj are în preajmă o soră, o iubită, o nevastă imatură care a călcat pe lângă, da, trebuie să se odihnească și să învețe să fie autentic, eventual și personajul respectiv. Buf, nu știu, mă obosește această etalare. Cam atât, deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine, ciao, ciao.